Trebuie să vedeți declarația anului. Deci regia, dacă o avem pregătită, știți acum e declarația anului. Tot de la Franța, da? De la Franța. No? Francezul nostru, cum? Francezul nostru. Francezul nostru. Deci ieri a fost, știți foarte bine, în Superliga Steaua, repet, a respectat tradiția și a învins cu 1-0, cum ne zicea Bănel afară, nu? Domne, că nu s-a jucat pe viață și pe moarte. A avut viață grea. A avut, cred că te sponsorizează Gigi cu ceva. Absolut deloc. Altfel nu înțeleg. Mai înțeleg? Împotrivă. Așa. Viață grea de tot a avut Steaua FCSB-ul, iară cu Botoșe. De 10 ani numai viață grea. Ce mi-ar plăcea și mie să-i bat pe toți, să zică toți, domne, săracul Horică, s-a chinuit și cu ea, de-aia a bătut. Da, ce da. Mi-ești greu, eu trebuie să spun că a fost mi-ești greu. Ori ai ieșit și rău pe cum? Trebuie să recunoaștem, FCSB-ul a un lot bun. Da, corect, așa e, adevărat. N-au antrenorul potrivit. Da, și... tot, da, ca lot, da, mă auzi și Japonia are un lot de senzații, adică, mai înțeles? Păi, eu ne mergeam legăm mașinușilele. Deci fiți atenți, vreau să vedem declarația anului, dar aseară Florinel Coman, care a fost marcatorul unicului gol, ce a putut să spună Florinel Coman, întrebat de finală, da? Ce a putut să spună Florinel Coman? Hai să vedem declarația. Dar aseară, sincer, m-am uitat doar ca un iubitor de fotbal la acea finală. A fost o finală foarte spectaculoasă. Ia! Păi dacă era Mbappé, la noi era schimbat minutul 20. Păi dacă era Mbappé, la noi era schimbat minutul 20. Păi dacă era Mbappé, la noi era schimbat minutul 20. Păi dacă era Mbappé, la noi era schimbat minutul 20. Păi dacă era Mbappé, la noi era schimbat minutul 20. Ah, deci am revenit în direct aici cu Bănel Nicoliță, Robert Niț, Alin Buzărin și Dănuț Lupu. Robert. Declarația anului. E fără doar și poate și cred că e puțin dată și numai din euforia victoriei, pentru că este și marcator aseară, bravo lui, după ratarea și a fost pus la zid după ratarea de meciul cu CFR Cluj, dar cred că putem să vedem, păstrând proporțiile, interviul lui Ronaldo ca să forțeze rezilierea contractului cu Manchester, cu declarația lui Florinel Coman, care are hârtia aia pe 3 milioane, dar e și el conștient că la suma asta mai stă 30 ani. Adică ce crezi? Că a forțat declarația da. Asta ca să le nerveze pe Gigi? Fără să da. Se adică da. crezi Bănel, crezi că a fost ultimul meci, și după declarația asta a fost ultimul meci al lui Florinel asta pe CSB? Din atitudinea lui și din ce a spus, e clar că el vrea să plece. Nu-și mai dorește să nu, deci în e șanse mari... Sunt șanse foarte mari să plece. Să fie clar, ultimul joc pe care l-a jucat paseara. Da, ultimul meci, FCSB, nu? Da. Să fie ultimul meci, nu? Eu cred că el... Te rog. Clar, relația lor între Gigi și Coman, zero.